extraordinar. Sare de mine. Mai bună decât cea de mine. Pentru că sarea de mină, da, de salină, pe care o trimit la drumuri... Roger, Roger, uite, pornesc 705 și încercăm și Neftop dacă vrei. Stai să pornesc setup-ul. Bună ziua, mă numesc Căliște Fan Cozocaru, operator al indicativului Yankee Oscar 3, Lima Mai Papa, momentan un portabil la insula Canticlon. Am o vârstă extraordinară de 14 ani. Indicativul l-am de aproximativ 3 luni, am și autorizația și certificatul. Examenul l-am susținut pe 9 aprilie 2024 și am obținut licența în jurul lunii mai. Aici avem o stație radio IASU F891, operată de mine cu indicativul special Yankee Papa 0 India Papa, indicativul insulei Atlanticlon, mai bine spus insula Inelul de Piatră pe lângă Capidava. Aici facem chiesuri internaționale în funcție de propagarea benzilor. Ieri am reușit să facem o performanță de a vorbi cu un japonez în prim voce cu această stație și cu antenele întinse de afară, cu indicativul special. Pasiunea mea a început totul când l-am întâlnit pe Mihai, Yankee Oscar 3, Charlie Papa Romeo, care m-a ghidat să încep chestia asta și am început și pot să zic că am început bine. La ce vârstă te-ai întâlnit cu el și te-am îndrumat? 13 ani. Am văzut mai devreme când mă învârteam pe aici că băteai morse. Îl stăpânești bine? Nu prea. Te-ai cronometrat? Te-ai cronometrat câte... Nu. Nu fac telegrafie de viteză. Am înțeles. Sunt începător, nu pot să zic că știu morse, știu și eu câteva pe acolo, dar încerc să, vara asta, să încep să operez stația cu limbajul morse. Am înțeles. Și cum reacționează cei cu care intri în legătură? Sunt chiar surprins că am o vârstă așa de fragedă, alții s-au obișnuit. Sunt deja cunoscut pe aici. Deci nu prea mai e așa fericirea când intru eu în chesouri. Ce lucruri înveți? Ce orizont îți deschide treaba asta? Păi, cel mai mult orizont mă duce către fizică. Cel mai mult din radio, radio și perfectarea undelor radio se duce către fizică. Nu sunt eu cel mai... cunoscut în domeniul de fizică, dar nu pot să zic că nu știu fizică. Că dacă n-aș ști fizică, n-aș putea să fac chestia asta. Totul se bazează pe școală. Am înțeles. Colegii tăi au pasiuni similare? Singurul din familie, singurul din școală. Nu mi s-a întâmplat până acum să mă privească o persoană ciudat din cauza faptului că posed un indicativ de radioamator. Am înțeles. Dacă ar fi să spui oamenilor de ce e asta o pasiune atât de frumoasă, cum ei convinge? Care ar fi lucru? Păi, în primul rând, convingerea se încinge din pasiune. Dacă nu ești atras de partea de radio, nu prea poți să fii convins. Alții mă întreabă de ce fac chestia asta. E o simplă pasiune. Totul se întâmplă din pasiune. Oamenii că deodată li se pare interesant, de-aia sunt pe aici și vorbesc, vin, întreabă și unii chiar se lipesc de domeniu. Asta e, cum am putut și eu fain. Dar, na, ce să-ți mai arăt pe aici, cum nu știu ce sună? Uite, stai să-mi strâng astea cu... Bună dimineața, mă numesc Alina Stâncu, sunt profesor de științe la Colegiul Național Pedagogic Spirul Haret din Buzău și, bineînțeles, ca pasiune am entomologia, care se ocupă cu studiul insectelor, pentru că, de fapt, am studiat-o îndeaproape și încerc să le transmit și copiilor această pasiune pentru științe, în general, dar mai ales să intre în lumea acestor creaturi frumoase și anume a fluturilor. Am pornit un proiect cu elevii din liceu pentru copiii mai mici cu care am desfășurat, de fapt, activități, astfel încât să stimulăm încă de la o vârstă foarte fragedă
această inclinație sau poate cine știe o pasiune mai profundă către lumea fluturilor și am încercat să ducem atât pe latură creativă sau recreativă, cât și pe parte științifică, astfel încât să își aleagă ei. Fie să se plimbe în parc și să observe aceste creaturi minunate, fie să meargă chiar pe studiul acesta științific. Astfel încât cele două se îmbină foarte bine și bineînțeles că dacă la început poate au o reticență, adică să pornească de la o simplă observare doar, cu timpul într-adevăr am observat că se transformă într-o pasiune și efectiv vor să afle cât mai multe lucruri despre aceste minunate ființe. Ce avem noi în acest, la acest atelier este faptul că am încercat să le arătăm ce am găsit noi și de fapt și ceea ce vom găsi noi în această tabără, Atlantic Ron, pentru că i-am și provocat de asemenea la o vânătoare de fluturi, pentru că nu mai doar să observăm, ci ușor, ușor să și identificăm, astfel încât să putem să transmitem cât de importante sunt aceste creaturi minunate pentru mediul înconjurător, pentru natură, pentru că ea trebuie protejată și trebuie să știm și importanța acestor fluturi, da? Pentru că ei se preferă, de fapt, anumite specii de plante pe care ei se dezvoltă, un anumit habitat unde aerul nu este poluat, unde există foarte multe plante prietenoase cu ei, polenizatoare, le spunem noi, și, bineînțeles, să observe unde se dezvoltă acestea și ce ar trebui să facă, de fapt, pe viitor. În unele parcuri, în grădina lor, chiar, sau în jurul blocului, să planteze, de fapt, ar fi un sfat util să planteze, efectiv, plante care să atragă fluturii în jurul lor. La acest atelier le prezint copiilor fluturii autohtoni, cei care se dezvoltă în România, cât și fluturi din afara țării noastre, din țările tropicale, exotice, diverse cicluri de dezvoltare, de fapt, al fluturilor, cu toate etapele, o larvă, pupă și adult. Și, bineînțeles, le-am provocat și pe ei să găsească aceste specii în diverse stadii de dezvoltare. Atelierul nostru se numește Visul Fluturelui. Avem o pagină de Facebook în care momentan, într-adevăr, eu postez, dar am creat o pagină și de grup în care deocamdată n-am implicat comunitatea românească, zic eu, nu m-am dus și în afară. Nu mi-a afectat nici panul sărit în ochi de la polizor, deși la oftalmolog îmi zice că ochii mei sunt ca o sită, dar eu imediat ce mi-a intrat șpanul îl scot cu magnet de hard, cu neodim, și pus magnetul și l-a scos imediat și după aia antibiotic. Deci, dar nu folosiți protecție mereu? Ba da, dar explicam ieri cei care n-ați fost, mai trece prin ele. Te prinde cu ochiul deschis. În momentul în care lucrezi fără protecție, tu stai cu ochii încordați. Reușești să te ferești de ele. În momentul în care ai protecția pe față, te prinde cu ochiul relaxat și când îți ricoșează din piept, din el, îți trece prin el, îți intră pe undeva, întotdeauna intră, să înfige imediat. Ești cu ochiul relaxat sau chiar îți taie suprafața ochiului. Deci trece prin plasticul ăla pentru că e încins și îl topește? Da. Trece într-o viteză de naide. Dacă ți-a prins chestii? O bucată mai groasă ascuțită încinsă, ți-a trecut până s-a terminat. Da. Și de-aia eu peste tot, inclusiv la mine acum, e pe undeva, am neodim la mine, în caz că așa, pac să-l scot imediat. Dar dacă ar avea lentilele de sticlă mai groasă? Asta mă întreb și eu, da. Nu m-aș risca cu sticla în meseria asta. Pentru că ce? Riscul e să se spargă sticla și atunci sticla fiind aproape de ochi s-a terminat șmecheria. Și ai diferența de temperatură. Poți să dai cu flexul mult de tot, să-ți arunce mult rece și după aia ți-a sărit ceva fierbinte și nu vrei să te riști cu sticla. Eu personal nu m-aș risca cu sticla. Indiferent câte straturi de alea intermediare de protecție ar avea, dar să fie securizată. Sunt alții care folosesc?
de sticlă? N-am nici cea mai vagă idee, spun ce este, chiar nu știu. Probabil vor fi, probabil sunt tehnologii noi, bune, de care nu știu eu, dar mie când îmi spui metale și sticlă, mă ia așa un pic. Nu prea am încredere. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți aici, mulțumesc și autorilor și invitațiilor care vă vorbi despre carte. Așa cum vă spuneam în deschiderea Academiei Atlanticron, încercăm în tabăra asta să facem puntea de la nu pot la nu pot încă. Alexandru Mironov vine la noi în redacție de fiecare dată sau ne întâlnim la o cafea, sau ne întâlnim la o bere și începe să ne povestească despre un lucru. Despre un savant, despre o invenție, despre un cercetător. Așa că în 2016, dacă nu mă înșel, a început un serial în revista Științe și Tehnică despre China. Deși nu este numit ca atare, există un excepționalism chinez, pentru că este foarte clar că viziunea Chinei și realizările sale economice, aici vorbim în termeni strict economici, și de cunoaștere. Știți că, în egală măsură, China, în acest moment, este prima lume cu numărul de brevete, cu numărul de lucrări științifice, numărul cel mai mare de absolvenți de învățământ superior și numărul cel mai mare de ingineri și tot așa. Nici măcar convine, cu multă. Asta se întâmplă pe drumul mătății, acolo duce acest drum care se construiește în China. Și știu că timpul e limitat, dar nu pot să nu remarc o frază care m-a gâdilat așa, încă din prima pagină, unde se explică, Alexandru Mironov se explică, spune el, cu modestia care îl caracterizează, și tot cu modestia care îl caracterizează, amintește de o vreme în care era consilierul președintelui țării. Și așa întreacă, spune, atunci când am îndrăznit să pun problema ruperii relațiilor, schimbării relațiilor cu Rusia, președintele mi-a spus, nici nu știi de ce sunt în stare rușii. Este un jurnal apărut, este minunat, ritmat de apariția revistei Științe și Tehnică, care înseamnă un efort nemaipomenit a unui om și a echipei pe care a creat-o și o susține, a făcut-o viabilă, care este bolnav de optimism, care este bolnav de verbul a dărui, care este bolnav de grija pentru ce vine după noi. Hello, my name is Felix Ziomo. I'm from Lagos, Nigeria, West Africa. It's so nice to be here. I'm happy and super excited for being here on the island. This is my first time. Of course, it's not going to be the last time. I look forward to coming here again because I've been here. What I see is something that is so unique. It's so interesting. The informal kind of educational settings with diverse and different activities going on here on the island. So for me, I've been invited to be one of the instructor for the 2024 Atlanticron 35th anniversary. So what I'll be teaching is goal mapping. You know, when I say goal mapping, people are curious. They want to know what it is, why is goal mapping, you know, close settings, so what is goal mapping? So goal mapping in simple terms is just a combination of words and pictures. In other words, we say this conscious mind and the subconscious mind. So, you know, I started mapping my goals since 2010. When I came across the book Goal Mapping by the author Brian Main. So after that, I started mapping my goals and I got in contact with Brian Main, and from there he became my mentor. So that is when I became a certified goal mapping coach, facilitator and now practitioner. So now goal mapping has helped me a lot. So this is what I do in Nigeria. I have an organization called International Center for Leadership Development Nigeria. So I teach young people goal settings, goal mapping, how they can map their goals, achieve their academic success, and also to turn their dreams into realities. So that is why I am here to teach this participant here on
goal mapping, how they can turn their dreams into reality. I see they have a lot of aspirations and goals and objectives they want to achieve, but how can they do it? So in essence, goal mapping will use the combination of left brain and the right brain, how it works. We know goal settings, which we use the left brain, and then vision board or dream board, which you use the right brain. But of course, when you use your vision board and dream board, you don't have a date. You don't have a starting date and achievement date. So like I said to them, a goal without a date is just a wish. So for you not to have a wish, you want to have a date. You want to have a set date in accomplishing your goals. So we use the goal mapping, which activates the whole brain, both the left brain and the right brain, to in action. So I'll be teaching them goal mapping, and yesterday the session was awesome. So I took them through the modules of goal mapping, and then today they are going to map their goals, and which I'm so keen and very interested to see what dreams they have, what object, what goals they have in life, and I'll guide them through and mapping their goals, and also they will commit to their goals and see how they can achieve that, because I see the excitement in their faces. They want to map their goals, they want to use the worksheet. So we have the worksheet, so we are going to use these tools, you know, and the tools is very helpful. And I also belong to a goal mapping group on Facebook. We have a group on Facebook. Goal mapping has reached over 5 million people across the world. So we are looking for more goal mapping practitioners, facilitators, you know, to spread the word of goal mapping across the world. Okay, so I think with this message, I think I will look forward to having you online. I can be reached on social media. My name is Felix Ziomo. I'm on social media. You can find me in different platforms. So thank you very much. Am trecut să folosim material de structură de 10 micron, de 10-0, fibare 10 micron diametru și apă 100 de micron. Ca să vă dați seama de raport, o hematie are 7 micron, un ovul, cea mai mare celulă din organism, are 100 de micron. Spermatozoidul este la 1 de micron. Nici nu contează. Și ce spunea ieri, că la un moment dat progresul tehnologic te pune în situația de impas, este adevărat, dar îți dă șansa să explorezi ce s-ar putea face. Și pentru aceasta, delicatețea și dezvoltarea sistemului nervos la ființa umană, care este o formă superioară de inteligență prin trecerea activității biochimice și energetice la nivel informațional. Este un transformator, pur și simplu, ordinar. Vine materie, 20% din energia organismului, 20% din consumul de oxigen, într-un schimbător de căldură, se transformă în gânduri, minte mai bună sau mai proastă, în conștiință mai mică sau mai mare. Înseamnă o comunicare care la nevoia de a clarifica detaliile, contextul contează enorm. La ora actuală de medicină este o glumă. Captezi informație vizuală, sonor și faci o telemedicină de cracul pământ. 95% din informație vine prin vizual. De aceea, sistemul analizatorului vizual este extrem de important, pentru că dictează receptarea, prelucrarea, stocarea și utilizarea informației generale. Nu mă așteptam să te iau cu mai așa multă forță. Și astea au ca elasticitate, cam 98% din elasticitatea corpului uman. Sunt Radu Bercan, medic cu competență de urgență prespitalicească, pregătire de medicină de dezastru, instructor al Consiliului European de Resuscitare. Sunt de peste 16 ani la Atlanticron, unde am pus la punct organizarea primului ajutor medical specializat aici pe insulă pentru participanți și, evident, încerc să găsesc colaboratori pe partea de prim ajutor, kin și FECT, First Aid and CPR Training,
curs de prim ajutor și resuscitare. În fiecare an am avut cam aceleași programe, prim ajutor și cursul de prim ajutor. Din ce în ce mai mulți cursanți, unii dintre ei mi-au devenit colegi în instruire, unii dintre cei care mi-au fost pe vremuri cursanți mi-au devenit acum colegi în acordarea de prim ajutor. Au urmat medicina, au terminat medicina. Atunci când am nevoie de un schimb de tură pe insulă, sunt și câțiva dintre ei care vin să mă ajute. Și încercăm să îmbinăm utilul cu plăcutul. Cum e feedback-ul de la cursanți? Acum, anul acesta, câți ai avut? Inițial au fost 31 de înscriși pentru curs. În prima zi când am făcut înscrierile, pe site erau mult mai mulți. În fiecare zi la curs am avut 34-38. Aolo, nu-s cam mulți? Am reușit să implic, sunt venit cu manechine QCPR, cu două manechine QCPR, facem mai multe lucruri. Mai am ajutoare și din cei care anul trecut au ieșit premianți la curs și care au venit să își recapete abilitățile de anul trecut și atunci i-am implicat și în predare. Reușim să gestionăm. E un loc extraordinar, e o energie aparte aici. Prima dată am venit la rugămintea unuia dintre voluntarii mei să-l ajut să țină un curs de prim ajutor obosit să-i panseze pe toți de pe insulă. Energia și familia care este aici m-a atras să vin în fiecare an, să vin cu drag și să renunț la absolut orice altceva ca să-mi petrec aici câteva zile. Îi invit pe toți să vină să vadă cum e și să continue să se implice, să dezvoltăm această academie de vară, să înțelegem mai bine viitorul și să ne înțelegem mai bine pe noi. Hi, my name is Heather Anderson, and I'm here on the island of Atlanticron for this summer camp, all the way from the USA. I live in Arizona. Hey, my name is Carol Anderson, and I am from West Virginia. This is my second year at the camp. And I'm Donna Offit, and I'm from Australia. And this is my second year at the camp. And we're here integrating multiple disciplines in a project, in an installation we call SciArt, where we take different disciplines and bring them together and also connect minds. And that is our goal, to integrate nature with light, with sound, with color, with the senses, and where you become part of the exhibit itself. Like Heather said, this is an interactive art. I'm mainly doing the light reflecting spinners, which will pick up the sunlight. They will also pick up the LEDs. It involves people. The people will provide motion and sound. Nature will provide sunlight and movement. When we have the wind, we'll get a lot of movement. So there's a lot going into that. And so my part of the project is the more technical part, I guess. We've got interactive tubes that we've programmed that react, Doppler sensors to react to people's movements. We've got microphones so the tubes will change their lighting with a sound. We've got a wireless transmission system so that all the tubes are linked together, all the speakers are linked together to a master controller around the tree stump there. And all that reacts with people's movement, sounds, and everything, as Carol said. And so that's my part of the project. And also, David Anderson is also a big part of this project and been part of this camp for many years, doing so many things behind the scenes. And he also worked on this project tirelessly with Carol and Donna and myself to bring it together here. And being able to come together in a natural environment for learning is something that we really believe in. We think it's really special and something that's really unique in our planet today, and we hope for more
schools like this in our future, and especially for the future of our youth, because they are our future. Termoreglare este unul din mecanismele de integrare în univers. Sunt mii de reacții, zeci de mii de reacții de biochimice pe secundă care funcționează într-un fel. Există el, sportivul, machează. Sau nu, nu-i de cei din... Salutare, contacte culturale. Salut. Ce faceți aici? Care e treaba cu voi? Avem grijă de tank. Păi, cum spuneam și în interviul precedent, ne aflăm pentru a doua oară noi de la Atlanticron. Atlanticron împlinește 35 de ani și sperăm să fim alături de ei și pe viitor. Am venit să cântăm, să facem ceea ce ne place mai mult. Și cam atât. Ce mai facem în afară de lui? Cântăm, ne simțim bine și ne sunt simțim. Ateliere pe diverse domenii, astronomie, sculptură în metal. Mulțumesc, mulțumesc! Am văzut și ateliere de artă, mă refer la artă plastică, am văzut yoga, tehnici de supraviețuire, deci o paletă foarte largă. În seara asta o să cântați împreună? Prima seară în care cântăm oficial împreună, asta am cântat la făcut de tabără. Împreună, o să cântăm și cu Adi Nagin. A venit și Adrian Nagin în seara asta și am vorbit ca în memoria lui Micu Covaci să cântăm o strungă și abia aștept. Eu am mai fost și am urmărit fenomenul ăsta Atlanticron, cred că de la înființare. La primele tabere am văzut la televiziune la domnul Miromnov, avea emisiune la TVR atunci. Așa că pentru mine a fost o surpriză extrem de plăcută că am fost invitat de Croco anul trecut să vinem cu acel împreună cu Marius. Noi suntem doi membri ai trupei, sigur, da? Acum, în 1992, am mai fost aici doar cu trupa Karma. Acum suntem doi membri de la Sigur că Da, în păcate nu putem să fim toți de la Sigur că Da aici. Și poate că pe viitor vom reuși să venim, dar logistica presupune efortul destul de mare. Și statul acord, care, na, care nu e la îndemâna oricui. Suntem și membrii actualei formației Schimbul 3 și membrii proiectului muzical Crina Matei și Băieții de Cadiță. Și cântăm și folk împreună și trebuie să ne oprim aici, nu? Dacă nu mai aveți nimic de zis, nu vreți să mai transmiteți nimic, ne oprim aici. Salutări de la Atlanticron, seară frumoasă, o zi frumoasă, spor la lucru atunci când ne vizionați și, bineînțeles, mulțumim Contacte Culturale. Seară faină. Seară faină să aveți, o să vă urmărim cu drag. Seara Atlantică. Vedeți că fiecare seară avem provocări. Va ne-a plouat? A găsut curentul? Dar totuși mergem mai departe. Totuși nu ne lăsăm. Pentru că noi stăm decât o săptămână aici pe insula Atlantică. Nu o deranjăm prea mult. Suntem aici de 35 de ani. Voi între voi sunt aici pentru prima dată. Ne adaptăm situații. Hai mai aproape. Foarte bine. Hai. Chitară rece. Voi. Domnul Dumitru Dorin Prunariu, invitatul nostru. Lungește deja destul de mult. Aș începe prin a vă prezenta
ce înseamnă performanță. Pentru că noi aici vorbim despre oameni, despre performanțe umane, în orice medii. Inclusiv din punct de vedere biologic, din punct de vedere medical. Și acum eu o să vă prezint ce înseamnă din punct de vedere al zborului cosmic performanța umană. Timpul petrecut în cosmos se măsoară din momentul în care s-a desprins racheta purtătoare de rampă până în cosmos face 8 minute 50 de secunde, nu face mult. Și în aproape 9 minute ajunge la 28.000 de km pe oră. Și sfârșitul zborului cosmic se consideră în momentul în care capsula cu care vii cu parașuta atinge solul. Deci se poate face o măsurătoare foarte exact. Unde se poarte un dialog, unde se ajungă la niște opinii comune care să fie reflectate ulterior în niște linii directoare, recomandări, care să fie adoptate de ONU, să fie respectate de toate statele. Această echipă de acțiune se numește ATLAC, Action Team on Lunar Activities Consultations, a fost înființată de acest comitet al ONU în luna iunie anul acesta. Și normal, delegația României, prin mine, este stimulată în continuare să urmărească implementarea ei și intrarea ei în funcțiune. Chiar pe 18 iunie a fost organizată o conferință internațională pentru sprijinirea inițiativei României la nivelul ONU, unde s-au întâlnit reprezentanții Chinei, Statelor Unite, au făcut parte dintr-o masă rotundă, unde au discutat probleme similare și au constatat câte similarități există între programele lor și unde se poate deja schimba informații și colabora. Avem? Da. Pisicuța Tang vrea să-mi pună o întrebare. Da. Suportul lui Tang vrea să pună o întrebare. Lui Tang. Am citit în urmă cu ceva ani o carte, Istoria în date, cât un eveniment foarte important dintr-un an. Și în 1964 scrie acolo că a avut loc un congres internațional în care majoritatea țărilor au semnat un tratat de împărțire a spațiului extraterestru, la care a participat și România. Știți ceva despre asta? Că mai multe detalii nu am găsit. Dacă nu mă înșel, e vorba totuși de tratatul, așa numit tratat al spațiului cosmic. El a fost, a început să fie negociat în cadrul Organizației Națiunilor Unite încă de prin 1963-64. S-a finalizat prin adoptarea lui de către Adunarea Generală a ONU în 1967. Este Biblia juridică, în primul rând, a modului în care se explorează și exploatează spațiul cosmic. Printre altele, acest tratat stipulează foarte clar că alte corpuri cerești nu pot deveni proprietatea nimănui. Ele sunt spațiu internațional. Deci cei care vând pământ pe lună, să știți că o fac ilegal. Pe lângă aceasta pot să vă spun o mică istorie. În Statele Unite, am înțeles eu, nu știu sigur, există o lege în care dacă revendici ceva și nimeni nu a contestat timp de 3 ani de zile ceea ce revendici tu, acel lucru devine proprietatea ta. Bineînțeles că nu se referă și la lună, dar un cetățean american care a făcut un business din chestia aceasta a revendicat teren pe lună. Toată lumea a zis, e nebun, oricum nu poate să ajungă la el, există tratate care interzice lucrul acesta. Și timp de 3 ani de zile, nimeni în interior nu i-a contestat solicitarea. Și atunci a început să printeze niște certificate foarte frumoase, costau, dacă nu mă înșel, vreo $20 certificatul, și să vândă parcele pe lună. Bineînțeles că nimeni nu o să intre în proprietatea lor, pentru că există reglementarea internațională care interzice să devii proprietar. Dar asta nu înseamnă că nu poți să exploatezi resurse de acolo. Te duci pe lună, sapi, scoți minereuri și pe acelea le poți utiliza în scop al firmei personal și așa mai departe. Deci acest tratat al spațiului cosmic, pe lângă faptul că spune că nu poți să îți însușești corpuri cerești sau parțial să ți le însușești, spune că spațiul cosmic este al întregii umanități. Uitați ce vă doresc acum. Păi n-ați auzit de un jian, de un jian și de un ortean, trece o tună pristan,
fără frică de dușmă, floricică șolala, toți boierii se temea, până la vodă caragea, până la vodă. Mă, cine începe aici? Că hai să vedem cine începe și bă, cine termină numai ține. Treabă, eu! Da. Cine m-a scos? Curado na strunga, você não se escutou? Sou de te
și mulțumesc tuturor. Hai că una! Cat o floare de crin, cat o stea căzătoare și dragi iubirea doare. Ești muntele ani, cât care nu-ți